Petrecere de pomină la hotel, după marea finală Survivor 2021. Cum au sărbătorit foștii concurenți? Foștii concurenți au dat o petrecere spectaculoasă la hotel, după ce Zani a fost desemnat câștigătorul trofeului Survivor 2021. Echipa faimoșilor s-a reunit în Dominicană pentru a-și susține colegul, ajuns în marea finală. Colegii lui Zani s-au întrecut în mesaje de susținere și încurajări și i-au îndemnat pe cei de acasă să-l voteze cât mai mult. În cele din urmă, acțiunile lor au dat roade, căci Zani Dache a fost cel care a câștigat premiul în valoare de 250.000 de lei. Foștii concurenți au sărbătorit victoria colegului lor. Ultimele zile înainte de finală au fost obositoare pentru toți, dar mai ales pentru Zani. Care a fost în competiție de la început și a îndurat cu greu 7 luni condițiile de trai de pe insulă. Foștii concurenți au sărbătorit victoria colegului lor. Ultimele zile înainte de finală au fost obositoare pentru toți, dar mai ales pentru Zani. Care a fost în competiție de la început și a îndurat cu greu 7 luni condițiile de trai de pe insulă. Cu toate acestea, faimoșii nu au putut să nu dea o petrecere în cinstea celui care le-a fost coleg atâtea luni și cu care au împărțit atât lucruri bune. Cât și lucruri mai puțin plăcute. Atmosfera s-a dezlănțuit la hotelul unde echipa a fost cazată, iar foștii concurenți s-au distrat pe cinste, bucurându-se pentru coechipierul lor. Faimoșii au dansat până dimineața. Faimoșii au profitat la maxim de revenirea în Dominicană și de faptul că echipa s-a reunit. Ei au decis să dea undă verde distracției și să se bucure din plin de victoria lui Zani Dache, campionul Survivor 2021. Într-un clip postat pe rețelele de socializare, se poate vedea clar că buna dispoziție a fost la ea acasă după sfârșitul ultimul joc al competiției. Pentru că toată echipa a dansat până dimineața, alături de câștigător, chiar pe melodia acestuia. Când tragi linie la final sunt esențial, e tentat, e Zani, e senzațional. Au fost versurile pe care foștii concurenți Survivor le-au cântat în cor și care au răsunat în tot hotelul.